Cei doi autori ai cărții sunt un cuplu tânăr, doamna Anca Ștef și Raul Ștef. Doamna Anca Ștef a făcut interviurile, iar soțul Anca Ștef le-a însoțit cu un comentariu fotografic. O rog pe Anca Ștef să ne spună cum i-a venit ideea acestei cărți și cum se face că, iată, a reușit să strângă 20 de mărturii, cât timp a durat până ați făcut-o, cum au arătat lucrurile și tot ce credeți din culisele cărții. Ocazie de a face cât mai cunoscute mărturiile pe care noi le-am strâns în ultimii 2 ani. Totul a început cu un interviu pe care l-am realizat cu preotul Matei Boilă. Ne-a vorbit foarte mult despre ce înseamnă distrugerea sufletului în timpul pandemiei. Așa că am pornit să căutăm cât mai mult de mărturii ale unor eroi, poate necunoscuți astăzi. Și asta ne-a făcut să redescoperim o luptă pentru libertate, să redescoperim ce înseamnă curaj, rezistență, ce înseamnă să și ierți după ani de zile ceea ce s-a întâmplat. Ne vă invităm să citiți cartea și să trăiți pagină de pagină destinele a 20 dintre cei care și-au sacrificat tinerețea, cariera, totul pentru a lupta pentru un ideal, pentru a lupta împotriva unui regim. Astăzi, puțin uitat, poate. Mulțumim!